Salutare lumea și bine am găsit la un nou episod de acest canal. Data asta voi face din nou un unboxing la Okinawa, de data asta, nu la un pir. Da, m-am uitat încolo că acolo și pirul. Chiar stai să vă arăt pirul, să vedeți în ce stare a ajuns. Deci, pilul încă l-am. Aici. Prezent cu noi. În fine, asta va fi și un fel de infovlog, pentru că am să spun că o să postez mai mult miercuri și posibil în weekenduri. Stați puțin. Ok. Da, și cred că o să postez mai multe în weekenduri și când am mai este de la Bull, îmi place foarte mult filma Bull. Ok, hai să începem. Așa arată modelul. Este Pokeball. Puteți vedea. O să-l punem pe aici. Ok, deci mi-a dat o ață. Din câte puteți vedea, este albastră. Aici. Acțipilul normal de la Apple. Și un acțipil mai diferit. Din câte puteți vedea. Este așa. Foarte. În fine, arată destul de bine, îmi place destul de mult. Chiar îmi place, adică... Trebuie ca să iau astea de jos. Ok, o să pun aici. Ok. Eu cred că azi, de exemplu... Bine, am pus-o înapoi, dar nu știu că oricum o să mă joc un pic. Eu, sincer, să fiu... și vreau să vă spun. Lemnul este foarte fin. Este lucios, să zic așa. Și materialul este mat. Este... Este... Nu este nici lucios, dar este așa fin, să zic așa. Da, și... Vreau să vă zic că... Stai, am uitat ce vreau să zic. Că ziceau, nu? Ops, gata. Credeam că trebuie la stricat-o. Da, nu te-ai spus. Da, deci, am și pilul și kendama aici. Trebuie să le iau. Da, și... Asta va fi un unboxing scurt, cum a fost și cu pilul. Pilul cu pilul. Nu știu ce să mai zic, sincer să fiu, dar... Na, deci asta va fi un fel de infovlog plus unboxing, deci na. Oricum o să vede în titlu, oricum deja v-ați dat seama, na, că deja v-ați dat seama. Oricum o să scriu un titlu de la chestii de la Bull, modelul Pokeball, ce zice? Pokeball la putere. Este Bull, Pokeball, mat. Puteam să-mi iau rubber, dar îmi place mai mult mat. Adică, oricum este foarte fain, adică e așa mat, e fin, să zic așa. Da, hai să testăm un pic. Ok, deci nu vreau să mă vedeți. Ok, deci eu cred că stau un pic mai încoace. M-am jucat destul de mult cu kendama. Și nu prea mai ies unele tricuri, să încercăm un bărb. Nu mai ies un bărb. Ok. Și-a zice așa un spike. Da, numai spike nu a fost ăsta. Da, la spike îmi place mai mult să-l dau cu swing in, adică este mai ușor. După, uitați un pic cum stă ață. Poate mi-e stă în sus. Aici. Gata. Nu, că nu mă vedeam. Oricum, ce vreau să vă zic, deci... Te fac ciudat să simte aici înăuntru. În fine, oricum, nu știu dacă o să mai postez gaming, mai mult o să postez vloguri.
Dar oricum, cred că o să postez și un game, cred, în seara asta sau nu știu. Nu știu, stau mai încoace, știi? În loc stau și eu normal, ca să mă văd aici bine în cameră, stau mult așa tot în cap. Da, deci... cam atât a fost cu acest unboxing. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu cu ce ați vrea să mai fac, adică... Dacă vreți să fac gaming, să lăsați niște jocuri, opa. Să lăsați niște jocuri. Un like, un comentariu. Și hai strângem 5 like-uri. Deci dacă strângem 5 like-uri, o să postez un video cu... Nu știu, cu Clash Royale. Da, oricum, cred că o să fac și un episod cu Clash Royale când o să vin în casă, că acum mă duc și un pic pe afară, că m-au chemat băieții. Da, și încă nu știați, că am uitat să scriu. Eu am 12 ani, da, am 12 ani, sunt a 7-a, am fost dat cu un an mai repede la școală, anyway. Dar oricum, cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, un share, pentru că asta mă ajută destul de mult, bine. Deci, da, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!